În acest an am aniversat 21 de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană. Cunoscută și ca AHK România, Camera este reprezentanța oficială a economiei germane în țara noastră și motorul relațiilor economice bilaterale. Are peste 600 de membri și oferă companiilor o importantă platformă de networking pentru schimbări de experiență și informații. AHK România sprijină activ companiile germane pentru intrarea în România și dezvoltarea afacerilor aici. Dar este și un partener pentru companiile românești interesate de piața germană. În România se dedică în mod activ implementării unui sistem de formare profesională bazat pe modelul german. Are o inițiativă Green Tech, Econet România și propria curte permanentă de arbitraj. De asemenea, un portal de furnizori Marketplace România pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii. În cadrul AHK România funcționează de la 1 ianuarie 2020 Centrul de Competență pentru Republica Moldova. Pentru intensificarea relațiilor de afaceri între companiile din România, Republica Moldova și Germania. Scopul este de a aduce împreună oameni de afaceri și companii din cele trei țări, pentru a crea relații de afaceri durabile și a asigura un important transfer de tehnologie. Mai sunt multe lucruri de spus despre activitatea Camerei, dar pentru asta îl avem alături de noi pe domnul Sebastian Metz, director general AHK România. Domnia sa este economist, absolvent al Universității Economice din Trier în anul 2006. A început activitatea profesională la Deutsche Bank din Hamburg, iar din 2007 lucrează pentru camerele germane de comerț și industrie bilaterale din străinătate. Mai întâi Algeria, apoi pentru AHK Nepal, unde a condus departamentele de promovare a IMM-urilor și exporturilor și pe cel al târgurilor, respectiv dezvoltarea organizației. A devenit apoi directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Română-Germane în ianuarie 2012. Și direcțiile mandatului său în această configurație sunt consultanță pentru companiile germane și românești, sprijinirea comunității de membri, advocacy pentru reprezentarea intereselor mediului de afaceri german în România și impulsionarea sistemului de educație profesională duală în România, dar după model german. Așadar, bună ziua, domnule Sebastian Metz. Hello. Bună ziua, bine ați venit la maratonul nostru. Bună ziua, hello. Germania este cel mai important partener comercial și al doilea investitor străin, conform datelor Ministerului Economiei. Povestiți-ne despre istoria relațiilor noastre comerciale. Da, a început cu mulți ani înaintea aderării europene a României în 2007. De fapt, în jurul anilor 2000, companiile germane au venit în România pentru a beneficia de pe urmele acestei zone de producție europeană și au instalat primul sit de producție aici, iar apoi, pas cu pas, prezența companiilor germane a crescut și, în mod special, cu 2 ani înainte de aderarea europeană, a existat un interes imens, iar acest interes s-a menținut de-a lungul anilor până acum și, așa cum ați spus în introducere, ne apropiem acum de 40 de miliarde în comerțul bilateral. Este un nou record și suntem foarte mândri și foarte bucuroși cu privire la această evoluție. Câte companii germane avem în România? Da, în momentul de față există 21.000 în registrul companiilor, dar putem vorbi despre 9.500 de companii active sau companii care participă cu capital german și au investit în jur de 13 miliarde de euro aici, în România. Aceste companii angajează 250.000 de oameni, oameni care lucrează în companii germane. Așadar, vorbim despre o prezență foarte puternică pe care o au companiile germane aici, în România. Cele mai importante produse în comerțul dintre Germania și România includ, tradițional, mașinile și echipamentele electronice. Povestiți-ne puțin despre asta, fiindcă acești termeni sunt prea tehnici pentru public.
Da, ceea ce trebuie să vă închipuiți este că majoritatea companiilor germane, precum și companiile românești, avem multe companii românești care fac afaceri cu Germania, deci când vorbim despre relațiile bilaterale Germania-România, nu vorbim numai despre companiile germane, ci și despre multe companii românești care sunt furnizori pentru companiile germane, care au, la rândul lor, relații comerciale active cu alte companii germane. Dar aici, în România, aceste companii germane produc în principal bunuri, de pildă pentru industria auto, care este foarte puternică în România, așadar bunuri care vor fi utilizate în automobile germane. Acesta este doar un exemplu, însă ce trebuie să mai menționăm este expertiza pe care angajații români o furnizează companiilor germane. Deci vorbim despre activități de cercetare și dezvoltare pe care companiile germane le conduc aici în România. Și aceste transferă expertiza, cercetarea și activitățile de dezvoltare efectuate de români, iar acest lucru poate că nu este scris în bilanțul comercial, dar este scris în schimbul economic bilateral, iar aceste servicii sunt o mare parte din relațiile economice bilaterale. De ce este România interesantă pentru companiile germane? Știți bine că criticii spun că nu există previzibilitate pentru afaceri în România. Știți, sunt sigură că știți, toți acești critici pe care îi puteți vedea în presă. Așadar, de ce este România atât de atractivă pentru companiile germane? De ce este profitabilă? La început, când au venit companiile germane, a fost vorba evident de un aspect legat de costuri. Deci, producția în România era în trecut atractivă dacă priviți costurile. Însă acest avantaj devine din ce în ce mai mic, deoarece salariile cresc, ceea ce este un lucru bun. Faptul că salariile cresc în România, pas cu pas. Așadar, motivul principal pentru care companiile germane vin în continuare în România este fiindcă este o țară europeană, aparține familiei europene. Apoi, proximitatea culturală. Din punct de vedere cultural, aparține familiei europene. Deci acesta este un aspect foarte important și un avantaj al României, apartenența la familia europeană. Și în ziua de astăzi nu putem nega că apartenența la NATO este, de asemenea, un aspect foarte important pentru ca firmele germane să fie active în România. Culturally, it belongs to the European family, so this is a very, very important aspect and advantage for Romania being part of the European family. And nowadays, we cannot deny the membership at the NATO is also a very, very important aspect. Aceasta este o garanție. Apartenența la NATO și Uniunea Europeană este o garanție pentru investitori. It looks like it's not a guarantee. Pare că nu este o garanție, dar vorbim despre același cadru legal, iar acest lucru este important. Vorbim despre absența taxelor vamale, vorbim despre fonduri de la Uniunea Europeană care ajung în România și vor fi investite în noi autostrăzi, în standarde de trai mai bune, în gestionarea mai eficientă a deșeurilor, în infrastructură energetică mai bună. Aceste fonduri ajung în România și vor îmbunătăți cadrul economic în care activează și companiile germane, iar acesta este un avantaj pe care îl are România. Da. Ați menționat autostrăzile, însă acesta este un subiect destul de trist în România. Aveți speranțe în privința autostrăzilor și a locomoției în România? Am menționat autostrăzile pentru că în acest moment sunt destul de optimist în ceea ce privește extinderea și lucrările la autostrăzi. Într-adevăr, aveți dreptate, autostrăzile au fost întotdeauna un punct slab pentru România. Dar vedem că în prezent se desfășoară lucrări, se fac pași în direcția cea bună. Încă sunt multe lucruri de făcut în România în ceea ce privește construcția de autostrăzi, dar vedem că aceste construcții sunt în desfășurare. Și conexiunile se extind, în special când ne uităm la zona Transilvaniei. Desigur, noi la AHK dorim să existe autostrăzi care să ducă și în zona Valahă și în zona de nord-est, care este foarte importantă pentru a integra și conecta aceste regiuni. Dar majoritatea companiilor germane s-au stabilit în zona Transilvaniei, tocmai datorită unei conexiuni mai bune la autostrăzi. Iar în această zonă, conexiunea devine tot mai bună. Este destul de
de bună, dar ceea ce dorim și ceea ce solicităm este cu siguranță mai multă investiție în extinderea autostrăzilor, în special în partea de sud și în partea de est a României. What we pledge, what we want, what we request is definitely more investment in the extension of the highways, especially in the southern parts and the eastern parts of Romania. Dual learning is another important issue. Învățământul dual este o altă problemă importantă în România. Avem multe idei, dar nu suficiente inițiative din partea companiilor. Cum interacționează companiile germane cu sistemul de învățământ din România? În primul rând, aș dori să felicit România pentru revitalizarea sistemului de educație profesională duală. Așadar, din 2012 există o revigorare, există un cadru legal în care companiile germane, dar nu numai, și companiile românești pot iniția și menține programe de învățământ dual. Acesta este deja un avantaj. Deja există aproximativ 33.000 de studenți în sistem la nivel național. În mare parte și cu o calitate foarte bună, programele de educație duală sunt derulate în companiile germane, deoarece acestea sunt obișnuite cu sistemul, îl cunosc și știu cum să mențină o bună calitate a învățământului în acest sistem. Dar ceea ce avem nevoie este mult mai multă atenție politică acordată acestui sistem, deoarece avem nevoie de o creștere la nivel național în ceea ce privește calitatea, echipamentul și infrastructura școlară. Nu suntem la sfârșitul acestei dezvoltări, suntem încă la început și avem nevoie de mai multă atenție politică. Și odată cu această atenție politică, avem nevoie și de mai multe fonduri pentru sistem. Și, în general, ceea ce avem nevoie este o schimbare de gândire, o schimbare a mentalității față de acest sistem, deoarece încă mai are o lipsă de bună reputație și trebuie să schimbăm acest lucru. Trebuie să oferim programe de formare de înaltă calitate pentru studenții care lucrează în companii. Dar avem nevoie și de o atenție sporită, de o mai bună reputație și de o schimbare de mentalitate față de sistem. And we need to change this. We need to offer good quality training programs to the people who are working inside the companies, but also we need more serious attention, more better reputation and a mentality change towards the system. You're talking about mentality. Vorbind despre mentalitate, munca germană în România înseamnă calitate înaltă și precizie. Și aș dori să schimb subiectul către energia accesibilă și sustenabilă, economie circulară și lanțul de aprovizionare cu alimente. Acestea au fost subiecte importante în ultimele luni, așa că vă rugăm să ne vorbiți despre noile oportunități în ceea ce privește începuturile noi și în ceea ce privește calitatea înaltă și precisă. Ceea ce uneori România nu oferă suficient. Nu, predictibilitatea, când ne uităm la măsurile fiscale care sunt discutate în prezent, este încă o dovadă că, să spunem așa, există suficient loc pentru îmbunătățire în ceea ce privește predictibilitatea. Dar vreau să răspund acum întrebării dumneavoastră referitoare la energie și lanțul de aprovizionare cu produse alimentare. În primul rând, energia. Ceea ce trăim în prezent de 2 ani, de la atacul Ucrainei de către Rusia, este că securitatea energetică și disponibilitatea energiei nu sunt ceva natural. Nu sunt ceva ce pur și simplu sunt acolo. Deci trebuie să luăm acest lucru foarte mult în considerare pentru a asigura și a face resursele energetice disponibile. Și România are acest potențial, are aceste resurse naturale, are resurse de gaze naturale considerabile, precum și în domeniul energiei regenerabile. Deci, ceea ce facem în relațiile noastre economice bilaterale este să poziționăm România ca un centru energetic, ca o locație de investiții în care energia este disponibilă și sigură pentru viitor. Iar acest avantaj este ceva ce companiile germane iau în considerare în procesul decizional privind investițiile. Acesta este cu siguranță un avantaj, dar încă o dată trebuie să investim în transformarea centralelor pe bază de cărbune,
Așadar, mai este mult de făcut, dar privim aceste aspecte ca pe un potențial. Privim acestea ca pe o oportunitate efectivă de a intensifica relațiile economice bilaterale și este la fel și în domeniul agriculturii. Agricultura are un potențial imens. România este unul dintre cei mai mari producători agricoli din Uniunea Europeană și când vorbim despre lanțul de aprovizionare, vedem un potențial uriaș în procesarea produselor agricole în produse alimentare. Deci, nu mai trebuie să exportăm toate produsele agricole din România. Trebuie să le procesăm aici, în România. Trebuie să producem produse alimentare aici, în România, pentru a obține o valoare mai mare, mai multă creare de valoare aici, în România, și să vindem nu numai produse agricole, ci și produse alimentare pe piața mondială. Așadar, acestea sunt cu adevărat două aspecte pe care le luăm în considerare pentru a dezvolta și intensifica relațiile economice bilaterale. So in term, we do not have to export anymore all the agricultural products of Romania. We have to process them here in Romania. We have to manufacture food products here in Romania. In order to achieve higher value, value creation here in Romania, and to sell not agricultural products, but also to sell food products on the world market. So this is actually the two aspects that we are looking at in order to develop and further increase bilateral economic relations. Da, într-adevăr, avem multe posibilități. Sunt alături de noi domnul Sebastian Metz, directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Română-German.